Apartenența ta la un popor nu ți-o dă nici George Simion, nu ți-o dă nici Ciolacu, nu ți-o dă nici Ciucă, nu ți-o dă nici Ciolo și nu ți-o dă nimeni altcineva care își afișează poza pe drapelul României și spune noi suntem români și voi care nu țineți cu noi nu sunteți români. Nimeni, din punctul meu de vedere, absolut nimeni nu are și nu poate revendica exclusivitatea a ceea ce înseamnă spiritul unui neam din care noi fiecare individual facem parte. Eu m-am simțit și mă simt român și când eram în fața lui Mark Rutte și când eram în fața lui Macron și când eram în fața lui Merkel și când eram în fața lui Obama sau lui Biden și când eram comisar european. Eu gândeam românește și gândeam pornind de la istoria mea, de la trecutul meu, de la discuțiile mele cu bunicul, eu acolo am învățat agricultura. Și eu la lucrurile astea nu mă abandonează pentru că eu am plecat pentru o perioadă în altă parte. Eu sunt convins că pe tine, așa cum te cunosc și cum am cunoscut mulți alți români, care eu știu că mulți au plecat din țară nu de voie, ci de nevoie. Deci rădăcinile astea care au crescut acolo din tot ce a însemnat naștere, educație, împărtășit o grămadă de lucruri cu comunitatea, ăstea, cel puțin din experiența mea, ăstea sunt lucruri care rămân.